Turnenii au început tare meciul. Primul gol al partidei a fost marcat de Cetatea în prima repriză. În fața a peste 300 de spectatori, elevii lui Valentin Bădoi au condus partida timp de 85 de minute, însă cu 5 minute înainte de fluierul final, craiovenii au reușit să aducă egalarea. Ne așteptam să fie un meci dificil, pentru că chiar dacă sunt o echipă tânără, încearcă să joacă fotbal și eu zic că le iese destul de bine. E păcat, am muncit foarte mult azi, am condus 85 de minute, cred, și am luat gol și aproape că puteam să-și pierde meciul. E păcat, cred că trebuie să fim puțin mai concentrați, să facem mai puține greșeli și cred că o să fie mult mai bine pe viitor. Dăm totul pe teren, mai mult Dumnezeu știe ce ne rezervă viitorul. Noi când intrăm pe teren trebuie să dăm 100% și sunt convins că o să fie și rezultate pozitive. Meciul de sâmbătă a fost al doilea pe banca tehnică pentru noul antrenor al celor de la Cetatea, Valentin Bădoi. A fost un meci greu, cu echipă bună, mulți copii talentați, calitate multă. Din păcate, nu am reușit să terminăm cu victorie, pentru că, din păcate, am primit golul pe final, nu am fost atenți la acea fază, dar ăsta e fotbal. După acest egal, Cetatea Turnu Măgurele rămâne lider în play-out cu 35 de puncte. Elevii lui Valentin Bădoi au jucat până acum 4 meciuri, dintre care 2 victorii, un egal și o înfrângere. Oltenii sunt pe 3, în timp ce poziția a doua este ocupată de Petrolul Podcoava.